terenul bun versus terenul rău. Astăzi vedem care este diferența între un teren foarte bun și un teren foarte rău, dacă afectează acest teren viața fotbaliștilor. Și începem cu prima probă, pasele scurte, să vedem la țintă. Nici nu se mișcă mingea de pe linie. Să vedem și a doua. Efectiv nu se mișcă de pe linie. Hai să vedem și a treia, că primele două au mers perfect. Și a treia merge bine, fără probleme. A patra. Acum suntem și pe terenul care teoretic ar trebui să fie teren rău, dar nu-i teren rău, este teren foarte, foarte rău. O să facem probele pe care le-a făcut pe terenul bun să vedem cât de bine o să ne iasă pe acest teren. Mamă, cum arată terenul, trebuie să dau prima probă. Hai să vedem cum o să ne iasă. La pase pe terenul bun n-avem nicio problemă, ați văzut că ne-a ieșit aproape fiecare pasă. În schimb, pe terenul rău s-a blocat mingea prin tufe, dacă trebuia să ajungă la destinație, trebuia să dai foarte multă forță. O mic de problemă, adică nu poți să aproximezi câtă forță ai nevoie ca să ajungă mingea unde vrei tu să ajungă. Deci concluzia la proba numărul 1, primul teren, terenul bun, face diferența. Și acum avem pasele lungi. Hai să vedem dacă ne afectează cumva. Un pic a deviat de la țintă, dar n-a fost din cauza terenului, a fost din cauza mea. Hai să vedem a doua. Avem 5 încercări și aici. Normal, trebuie să meargă pe jos. A doua. A patra. În pătratul respectiv. Și a cincea la fel. Teoretic acolo sunt porțile. Prima dată eu mă rog să treacă mingea prin aceste obstacole ca să ajungă la porți. Hai să vedem. Pasele pe distanță mai lungă. Da. Trebuia să dau forță, să ridic un pic mingea și să mă gândesc astfel încât să dau, să găsesc iarba cea mai bine tunsă, să pot să ajungă mingea la destinație. În schimb, pe terenul mare n-avem nicio problemă, se poate vedea asta foarte bine, numai trebuie să pui direcția și mingea merge unde vrei tu să meargă. Deci clar, aici nu mai avem nevoie de judecata mea sau să zicem opinia mea. Trecem la proba numărul 3, proba dribblingurilor. Haideți să vedem cât de repede ne mișcăm la această probă pe terenul acesta bun și asta o să facem și pe terenul cel mai rău. Ca să începem, pregătim-o. 3, 2, 1, merge. Pam, pam. Dă-i, întoarcere. Mamă, mamă. Avem prima probă. Jaloane, dar aici am improvizat un pic. Avem aici un dâmp pe care o să-l folosim pe post de jalon. Hai să mergem. Pe terenul mai prost am improvizat un pic pentru că n-ai cum să pui jaloanele așa cum am improvizat. Oricum terenul era, zicem, jalon pentru mine în felul cum arăta el în sine. Dar apoi să mai pui jaloane să te încurci mai mult. Deci la această probă terenul bun face diferența. Haide. La proba numărul 4, șuturile. Stai deosebire de terenul bun. Terenul rău, zicem, dacă făceam o preluare, se oprea mingea din cauza ierbii. Deci se oprea unde voiam eu, chiar dacă făceam o preluare proastă. Deci aici m-a avantajat pe mine. Dar n-ai cum să joci pe asemenea teren niciodată. Vedeți și voi. Se oprește mingea, sare mingea, nu știu unde se oprește, când se oprește, chiar dacă ești un jucător tehnic, îți faci o preluare, nu știu dacă merge în față, merge în spate, deci clar, terenul bun o să facă tot timpul diferență la asta. Deci concluzia mea este
că un teren bun face diferența și face diferența foarte mult pentru un fotbalist sau pentru un viitor fotbalist. Nu poți să joci pe un teren prost și să zici că o să devii fotbalist, asta deoarece o să te încurce drumul tău către a deveni fotbalist. Gândiți-vă în felul următor, tu te obișnuiești cu niște deprinderi, să obișnuiești biomecanica cu preluări, pase, tot ce înseamnă, pe un teren bun, acolo ți le dezvolți și după aceea ți le perfecționezi. Tu pe un teren rău, tot timpul trebuie să fii pregătit cum sare, cum îți vine. Trebuie să fii atent la cum sare mingea, nu la poziția viitoare. Deci da, terenul bun o să facă tot timpul diferența și avem nevoie în România de cât mai multe terenuri de acest gen pentru a face diferența și pentru a deveni niște fotbaliști în fotbalul mondial. Așa că am făcut aceste probe, teren bun versus teren rău, ați văzut diferența, nu mai aveți nevoie să vă zic eu de opinia mea, ați văzut cum sare mingea pe un teren bun, cum sare pe un teren rău și ce pot să zic? Ca să devenim fotbaliști avem nevoie de cât mai multe terenuri foarte bune ca să ne dezvoltăm noi ca fotbaliști sau tinerii copii ca să se dezvolte ca fotbaliști. Nu poți să faci fotbal pe un teren cum este acesta, adică vedeți și voi în ce hal arată și gândiți-vă că este sate și se joacă fotbal cum arată terenul acesta. Și ceva incredibil și inacceptabil ca în, să zicem, în societatea în care trăim să joci fotbal sau să faci fotbal pe asemenea terenuri. Așadar, până data viitoare eu nu mai zic nimica, nu uitați să dați un like, un share, un follow. Eu sunt Ivan și v-am pupat!